În marea finală se întâlnesc Nistru și Dinamis, ambele formații din Chișinău. Atmosfera este destul de fierbinte aici în parcul la Izvor. Înainte de a intra în direct, spectatorii s-au putut delecta cu dansul majoretelor. Nistru cu cei mai buni jucători ai săi, Adam, Marin Stan, Andrei Negara, Sergiu Tacoț. Tacoț se opune, Dan Guștiuc, pericol la poarta lui Ruslan Istrati, un șut, însă intervine golkeeperul Cristian Obad, a fost foarte aproape să deschide scorul. Dinamis are în lot poziția a treia, 14 puncte la activ. Lașcu, bună pasă și gol! Sergiu Tacoț deschide scorul. Au găsit până la urmă o breșă în apărarea echipei Dinamis și Nistru deschide scorul prin Sergiu Tacoț, un jucător de 38 de ani. Decarul echipei reușește să-l învingă pe Anatolie Cebotari. Un șut în blocaj al lui Cristian Obadă. Vor fi primele schimbări la Nistru, în fața lui Topi State, la bulituri cu scorul de 3-1. Intervine din nou Ruslan Istrati la șutul lui Sandu Mateiescu. Până la Negara cu pieptul, Daniela dă șutul lui Marin Stan. Se opune excelent portarul Anatolie Cebotari. Un balon care putea să se transforme în 2-0. Doi jucători gata să șuteze spre poartă. Lașcu se opune, Anatolie Cebotari încearcă să recupereze mingea scoasă pentru Adam. Din nou foarte frumoasă această intervenție. Un fault în atac spre nemulțumirea jucătorilor de la Nistru. Lașcu urmărit de Igor Țigârlaș și gol! 2-0 pentru Nistru. Ce simplu este fotbalul, Lașcu înscrie cu un șut la colțul lung după ce s-a descotorosit de marcajul. 2-0 nu este un rezultat chiar atât de sigur. Aici Marin Stan mai departe și 3-0, mingea a fost deviată. 3-0 se dezlănțuie echipa lui Dumitru Turcu. De data aceasta Daniel Adam este marcator, purtătorul tricoului cu numărul 98, Daniel Adam, lămădeală, din nou poate să pătrundă, șutează, se opune Anatolie Cebotari, un șut însă. Fluier Petru Stoianov, finalul primei reprize la pauză, Nistru Dinamis 3-0. Ruslan Istrati pus în dificultate aici, Dinamis revine în meci, gol! Marcat de Malțe, iată că repriza a doua începe mai bine pentru Dinamis. Purtătorul tricoului cu numărul 18 reduce din handicap. Dan Guștiuc va intra la Dinamis. Negara, minge la Negara, gol! 4-1 pentru Nistru. Andrei Negara reușește să marcheze primul său gol în această finală și din nou reface ecartul de 3 goluri în favoarea Nistrului. A continuat această fază. Este preferat însă Dan Guștiuc. Contraatac pentru Nistru pe lângă poartă. A ieșit Anatolie Cebotari, a oprit jocul, aici o posibilitate de contraatac, cere mingea, Vitalie Plămădeală, un triunghi de pase și este gol! 5-1, a pus latul Marin Stan și este 5-1, o combinație perfectă, un triunghi de pase care se încheie cu al 5-lea gol în poarta lui Anatolie Cebotari. Terenul este mai mic, deși este mult mai dinamic. Încercare de foarfecă pe deasupra porții a lui Dumitru Graur. Onofrei se descurcă excelent, bună posibilitatea și apără Anatolie Cebotari. Octavian Onofrei a dorit cu tot din adinsul să-și treacă și el numele pe lista marcatorilor, însă a șutat în blocajul portarului Anatolie Cebotari, însă
cât de bine și-a făcut loc. A judecat categorică, țâmbalist, a încercat o pasă mai degrabă. Onofrei, bară, faza nu s-a încheiat și salvează Anatolie Cebotare, aproape de 6-1 elevii lui Dumitru Turcu. Practic, puteau obține o victorie. Malțev, mai departe. Cristiano Badă se opune Ruslan Istrati. Jucătorii lui Nistru declanșează fiesta încă de pe banca de rezerve. Scandează campionii, campionii elevii lui Dumitru Turcu. În timp ce Dinamis mai are o șarjă ofensivă, Dumitru Graur șutează și Ruslan Istrati salvează această minge. Se aude fluierul arbitrilor, Nistru Chișinău devine noua veche campioană a campionatului național de soca Amoliga, ediția primăvară a anului 2022. O finală adjudecată într-un mod categoric. Sus! Jos! Sus! Jos! Sus! Jos! Sus! Jos! În scenă se invită clubul de fotbal Dinamis. Echipa primește medaliile de argint ale campionatului Amoliga 2022. În nominația cel mai bun jucător al campionatului după sistema Gol plus Pas oferit lui Andrean Lașcu, premiul MVP Amoliga 2022 îl va deține Igor Țigârlaș Dinamis. Decorarea campionului Amoliga 2022, sezonul primăvară. În scenă invităm campionul turneului Nistru Ростимпол. Спасибо болельщикам. И, конечно, всем, из-за которых это все было классно, из-за которых был красивый футбол, футболисты. Спасибо вам! Вот он, кубок поднят, Амолига, чемпион, Нистру Ростимпол, прекрасный. Хорошая игра, достойна финала, хороший соперник, благодарим за игру. То есть это у нас уже как третий раз подряд, это уже как традиция. И дай бог, чтобы эта традиция продолжалась и дальше. Мы очень сильно ждем Лигу чемпионов в августе. Дай бог, мы там станем тоже чемпионами, почему нет. У нас хорошая команда, хорошие игроки. И мы идем дальше, то есть будем сейчас сегодня праздновать. Благодарим команду «Динамис», очень сильная, очень хорошая команда. Я думаю, в следующем году они усилятся и дадут нам тоже бой, как и дали сегодня. Говорят, что сложно титул защитить, это когда второй раз побеждают. У вас уже третий. Вот расскажите, что это за стадия для команды? Ну, это, думаю, лучший период команды. То есть, да, защитить титул – это тяжелее всего. Все команды уже настраиваются по-другому. Все знают наш стиль игры, но он пока работает, то есть благодарю команду, благодарю тренеров, спонсоров всех, что поддерживали нас, и думаю, они поддержат нас дальше, результат есть, мы будем двигаться в то же направление.